Odată pe an, administrațiile publice care au obținut rezultate deosebite sunt premiate la Gala Premiilor de Excelență în Administrația Locală. Evenimentul se află la cea de-a 11-a ediție, iar municipiul Buzău a participat la ultimele 8 și a fost laureat la 5 dintre ele. Anul acesta, Buzăul a obținut râvnitele premii naționale atât prin Consiliul Județean cât și prin primărie. Anul acesta am primit, mi s-a decernat premiul pentru dezvoltare și infrastructură urbană, dezvoltare pentru centre culturale, pentru dezvoltarea transportului public prin stații. Deci acel proiect cu fonduri europene de 35 de milioane de euro. Am primit premiul de excelență pentru realizarea lui, pentru ducerea lui la îndeplinire și pentru realizarea tuturor indicatorilor. Tot la această gală, Buzăul a mai primit și premiul pentru cel mai frumos centru istoric din țară din acest an, o recunoaștere meritată a transformării străzii Cuza Vodă în centrul vechi al orașului. Premiile sunt acordate în urma unor deliberări naționale organizate de Administrația Publică Locală din România și Agenția Națională a Funcționarilor Publici.